Bună ziua! Îndemnați cetățenii să se declare români. Credeți că asta o să schimbe ceva? Da, sigur că da. Este important ca noi să știm cine suntem, cum ne cheamă. Nu Stiopa, dar Ștefan, nu Vania, dar Ion. Cine-i părinții noștri și din ce neam suntem? Că altfel suntem niște rătășiți, ca un skin de, sau un gunoi. Deci noi suntem români, suntem români basarabeni sau români moldoveni sau bucureni, dar români. Și asta trebuie să spun, nu după locul de trai, dar după etnie. Militați pentru o potențială unire și totuși dacă n-a avut loc, înseamnă că cineva e contra. Unii e problema mai mare la noi sau la București? Deci problema este la Kremlin. Imperiul care ne-a ocupat a avut grijă să deznaționalizeze, să infiltreze specialiști de-a lor, mancuri, strădători, profitori, corupți, vânzători de țară. Și la București și aici. În 90 ne-a trădat Iliescu, semnând tratatul de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică și afirmând că n-are pretenții teritoriale. Pe urmă, Snegru l-a alungat pe Mircea Drug de aici și au făcut și fac și în continuare în genere ce le spune Moscova. Și la, nu mai vorbim de Tiraspol. Când a văzut Moscova că noi vrem poporul să ne unim, ne-a creat două republici fantome, Tiraspolul și Comradul. Așa și-a spus Chianov. Dacă semnați contractul unional, o să fiți o singură republică. Dacă nu semnați, o să fiți trei republici. Vedem acum, Rusia și-a arătat fața ei în Ucraina. Asta e Rusia, imperiul care trebuie să dispară și însuși poporul rus suferă. Dar sferim și noi. Militați pentru unire și totuși sunteți în scoarul Europei. Credeți că aderarea la Uniunea Europeană o să aducă cumva unirea mai aproape? Da, și trebuie făcut cât mai repede. Aderarea la Uniunea Europeană trebuie făcută nu în ani, dar în săptămâni, în câteva săptămâni, trebuie făcut cât încă nu e târziu. Înțeles, cum vă numiți? Poetul Ștefan Suprunovici. Mersi.